Polițiștii au ales să marcheze Ziua Femeii în trafic și, la fel ca în fiecare an, au tras pe dreapta șoferițe care nu au primit amenzi sau avertismente, ci flori și felicitări. Oamenii legii s-au așezat în locurile aglomerate din oraș și au oprit toate buzoiencele aflate la volan. Astăzi, de 8 martie, vă oferim o floare, un semn de carte și un sincer la mulți ani, o primăvară plăcută din partea poliției. Acțiunea a început încă de la orele dimineții, atunci când doamnele și domnișoarele merg către serviciu. Anul acesta, polițiștii de la rutieră au fost ajutați și de copiii care fac parte din patrula școlară. Astăzi, de Ziua Femeii, Poliția Rutieră, împreună cu cei mai mici membri ai patrulelor școlare, oferă tuturor participantelor la trafic o floare, un mărțișor cu câteva recomandări preventive și le urează la mulți ani și o primăvară cât mai frumoasă. Ce ați venit aici? Ca să dăm flori și... Uitați flori! Semne... femeilor. Șoferițele au primit din partea polițiștilor flori și materiale promoționale însoțite de mesaje preventive.